Este un har să fim aici înaintea Domnului, împreună cu soțiile. Mai puțin tradițională această întâlnire, dar este după Scriptură, că, așa cum vom vedea, împreună cu soțiile noastre moștenim harul vieții. Și este important să fie și dumnealor, pentru că sunt și excepții negative când lucrătorul se comportă într-un fel aici cu soția și altfel se comportă cu ea acasă. Într-o adunare dintr-o comună a venit soția uneia dintre lucrători cu căruța și în căruță avea mașina de spălat și aragazul. Și frații au zis: ce faceți? Mă mut. Unde vă mutați? Aici, la adunare. Păi, dar cu cine ați vorbit? Dar de ce vă mutați aici? Pentru că aici soțul meu se poartă foarte frumos cu mine, dar acasă se poartă foarte urât. Acestea sunt problemele practice din viața de familie și Duhul Sfânt ne cunoaște bine, ne cunoaște trăirile personale, familiale și așa cum ne-am rugat, am dorit să se apropie de inimile noastre, să ne vorbească fiecăruia, ca să știm, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, cum să ne trăim viața de credință, viața de familie și viața de adunare, în așa fel ca la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Acum, după planul pe care l-am văzut afișat, își dori să spun ceva despre familia în locaș al înțelepciunii, despre temerea de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii, și câte ceva despre stâlpii familiei. Am să citesc pentru început din Matei 7, versetul 24. Este o pildă bine cunoscută de noi. Acel om care și-a zidit casa pe nisip sau pe stâncă. Deci, Matei 7:24, de aceea pe ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Înțelepciune, înțelepciune în a-ți zidi casa pe stâncă. Căsătorie, de regulă, așa, în poporul nostru e o vorbă. Deci e casă de piatră. E ca o urare pentru cei doi care încep drumul vieții împreună. Ceva mai nou, poate ați auzit și dumneavoastră la căsătorii, dacă ați participat, creștinii zic și ei, ca și o urare, casă pe piatră. Adică pe stâncă. Și întrebare, casa mea, casa dumneavoastră, este ea întemeiată pe stâncă? Am cântat împreună despre Domnul Hristos, care este temelia vieții noastre. Tot ce se face în casa mea este potrivit cu Domnul Hristos temelia, este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și adevărat. Un om înțelept își zidește casa pe stâncă, o familie înțeleaptă își zidește casa pe stâncă și este asemănat omul înțelept care face ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care împlinește cuvântul lui Dumnezeu și în familie. Temeria familiei, frica de Domnul. Și am să citesc, dacă vreți să deschidem, la Psalmul 128. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine.
Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin! Amin. Așa e binecuvântat omul care se teme de Domnul, care începe viața de credință cu frică de Dumnezeu, care începe viața de familie cu frică de Dumnezeu, care vine la adunare cu frică de Dumnezeu. Nu zice Scriptura, păzește-ți piciorul când intri aici. Am mai spus și în alte adunări și spun și aici, păzește și gura când intri aici. Cineva spunea, domnule, nevastă mea vorbește prea mult. Eu vă spun, orice femeie vorbește prea mult. Dar n-ai să găsești niciodată o femeie care să vorbească mai puțin și cum vrei tu. Așa le-a creat Dumnezeu. În partea dreaptă a cortexului cerebral, femeile au ceva în plus față de bărbați. Asta e construcția. Important este ca să ne îngăduim unii pe alții și să putem merge înainte pe drumul voiei lui Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. Aș spune ca un paradox, fericirea nu este în căsătorie. Fericirea este în frica de Domnul. Și apoi, în viața de căsătorie, va veni și această armonie și binecuvântarea Domnului și fericire, dacă vreți. Deci, ferice de oricine se teme de Domnul, nu zice ferice de oricine se căsătorește. Că dacă ar fi să fim onești și să spunem cam ce probleme avem pe acasă, o să vedem că nu prea e mare fericire în unele familii. Dar este fericire în toate inimile atunci când ne temem de Domnul. Este acea satisfacție, este acea împlinire pe care Duhul Sfânt o aduce în inima omului care se teme de Dumnezeu. Frica de Domnul, spune în altă parte, este începutul înțelepciunii. E bine, spune Scriptura despre bărbați. Purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre, în Epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 7. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții și ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. De câte ori te-ai dus, frate, să te rogi după ce te-ai certat cu soția, fără să-și ceri iertare? Ea să-și ceară, zice. Ea a fost de vină. Și te învârtoșezi așa în tine, nu? Și aștept să vină soția să-și ceară iertare. Și poate a trecut o zi sau două sau trei și cineva într-o duminică după amiază s-a certat cu soția, lucrător, în sfatul de frați. Și era și de rând. Și a plecat certat cu soția, a venit, s-a urcat la amvon și a început să vorbească. Soția a rămas acasă. Și la un moment dat se deschide ușa de la hol, nu în adunare, asta în altă adunare. Și spune, Ioane, sunt și eu aici. Și a închis ușa. S-a dat jos, fratele, a zis amin. Deci, contează cum te porți cu soția. E împiedicată și rugăciunea. Frate lucrător, e împiedicată și rugăciunea și comuniunea cu Dumnezeu. Iertarea pune capăt oricărui litigiu. Și vreau să te întreb, frate, când ai spus ultima dată soției, te rog să mă ierți? Ce greu scoate în cuvântul ăsta. Mă aștepta, zice Scriptura, când fratele tău are ceva împotriva ta. Tu poate n-ai nimic împotriva, dar poate are el ceva. Du-te și cereți iertare, rezolvă-ți problema. Pentru ca și cugetul tău să aibă pace și liniște. Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Îți merge bine și în viața profesională și în viața de familie. Îți merge bine când te temi de Dumnezeu. Când pășești pe pragul casei tale cu frică de Dumnezeu. Să nu cumva să-L superi pe Dumnezeu. Prin ceea ce faci, prin ceea ce vorbești, prin felul în care te comporți în mijlocul alor tăi. Familia este o reprezentare în miniatura bisericii. Cine n-a învățat în viața de familie cum să slujească, nu poate să slujească în familia lui Dumnezeu. Sunt mulți lucrători care vor să slujească și la amvon, poate și în alte adunări, dar în viața de familie nu fac nimic. Nu dă cu mătura, nu spală un copil, nu fac piața, soția le face, el e în lucrare. Frate, mai stai și pe acasă. Billy Graham, marele evanghelist al Americii,
A fost întrebat: ce regretați în tot timpul acestei lungi slujiri pentru Dumnezeu? Dacă ar fi posibil să dau timpul înapoi, aș petrece mai mult timp cu familia. Zice Scriptura, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Adaptat la familie. Ce ar folosi un creștin să câștige toate sufletele, toată lumea, dacă își pierde familia? A falimentat în punctul cel mai sensibil. De aceea, cine n-are grijă de ai săi, este mai rău ca un necredincios. Spunea acum vreo 7-8 ani, dacă nu mă înșel, am mai avut o întâlnire de genul ăsta cu soțiile și este foarte benefică. Unii frați probabil că nu n-au putut să vină soțiile și o să le traducă acasă cam ce cred că e potrivit să le spună, nu toate lucrurile, dar e bine să fie soții aici. Și spunea un frate despre un credincios. Dimineața la 8, soția zice, tu deșește niște lapte că până vitui o pun de mămăligă să le dăm la copii ceva să mănânce. Dar dragă, a plecat la piață și stă soția să uită la ceas, o jumătate de oră, o oră, două, trei, s-a făcut 12. N-a mai venit sus. A intrat la griji. S-a dus pe la morgă, s-a dus pe la poliție, nimeni nu știa ce să facă, pur și simplu. Vine a doua zi, fratele. Unde ai fost, dragă? Zice, m-am dus în piață să iau lapte. M-am întâlnit cu un frate de la Giurgiu și a zis că toarnă temelie și el la casă. Și m-am dus să-l ajut. Păi și nu puteai să vii întâi acasă, să-mi spui și mie, să aduci laptele și pe urmă te duceai. Râvnă, fără pricepere. Rezolvă-ți problemele acasă întâi și apoi du-te liber în lucrare și cu binecuvântarea Domnului și a familiei. Înțelepciune în viața de familie. Intrăm un pic și pe partea mai sensibilă. Zice Scriptura așa: o femeie înțeleaptă își zidește casa cu însăși mâinile ei și o femeie nebună își dărâmă casa cu însăși mâinile ei. Soția lucrătorului creștin are și responsabilități. Este un har să fii soție de lucrător, de slujitor, pentru că vei moșteni împreună cu soțul același har și aceeași binecuvântare, da? Dar sunt și responsabilități. Ajută-ți soțul, soră, nu-l încurca. Dacă Domnul folosește și el își face partea lui, ajută-l. Sunt familii în care soțiile i-au dărâmat și pe ei și și-au dărâmat și casa. Faliment total. Sunt situații de genul ăsta pentru care trebuie să ne rugăm, să postim, să strigăm la Dumnezeu. Rămânem la Scriptură. Dacă dăm la o parte Scriptura, nu mai rămâne nimic decât ceea ce dă lumea și lumea știm că zace în cer rău și nu poate să dea înțelepciunea care vine de sus și pe care Dumnezeu și-o arată prin biserică, în familia aceasta a bisericii creștine. În cartea Proverbe, capitolul 31, zice că soția creștină îi face bine soțului și nu rău. E interesant. Nu-l mai vorbi de rău pe soțul tău, pe la alți frați. Asta este ca un cancer spiritual care distruge și familia ta și adunarea ta unde faci parte. Dacă vrei să-l vorbești de rău sau să spui ceva de rău, spune-i Domnului: Doamne, uite, soțul meu are problema asta, ajută-l tu. Mă rog și eu pentru el. Postim împreună. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Soția la masă, ca o viță roditoare, o armonie desăvârșită, se spunea în rugăciune, un colț de rai să vii cu plăcere acasă, că știi că te așteaptă soția iubită, copiii iubiți, te așteaptă pentru că și tu iubești. Undeva la o școală deasupra, la ușa de la intrare spre director, scria ceva frumos și am reținut: când vii, pășește slobor, râși și cântă, necazul tău îl uită întreg pe prag, căci neamul tău trebuie să-ți fie drag și casa ta să-ți fie zilnic sfântă. Intră în casă, nu mai aduce necazurile din lume și problemele, chiar și problemele din adunare, nu le vărsa în casă. Sunt soții care sunt în sfatul de frați local.
Spunea un frate, cine e la voi în sfat? Zice, fratele, eu și nevastă mea. Cum, Doamne? Păi da, ce zice, dumneavoastră nu vorbiți acasă cu soțiile? Ce se întâmplă acolo? Și uite așa, știe toată lumea, toate problemele și întrebare, cine să mai roagă pentru problemele care sunt? Înțelepciune este în adevăr temelia aceasta, frica de Domnul și înțelepciunea care să ne ajute să guverneze în familiile noastre și în adunările de unde suntem. Apoi copiii zice că stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Ronnicie, bucurie, împlinire. Cineva spunea, dacă ai doi băieți într-o casă, e un mic iad. Eu am 10 băieți, așa că nu spun mai mult. Și ajungem și la stâlpii aceștia care formează viața de familie, disciplină, discernământ și dragoste. Nu știu cum vă disciplinați copiii, dar fiecare și disciplinează. În proverbe spune să nu cruzi nuiaua. Unii au înțeles că este nuiaua certării, adică doar să-l cerți. Alții au dat și cu nuiaua, și cu cureaua, și cu parul. Știm, nu vorbim gratuit. Și eu i-am pedepsit pe copii, i-am și bătut, da? N-aveam cărți, cum avem noi acum, o grămadă cărți. Cum să-ți crești copiii, cum să vorbești cu soția, cum să te porți. Nu erau nici adunări de genul ăsta, așa mixte, ca să mai primim învățătură. Și decât Scriptura. Și am citit și noi. Și așa, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Dacă te teme de Dumnezeu, îți dă și înțelepciune. Cum să trăiești, cum să-i pedepsești pe copil. Zice, nu cruța, nu iaua. Dacă îți iubești copilul. Dacă îl urăști, lasă-l să facă tot ce vrea. Și om plugarul, sau alias Spurgeon, spune așa în cartea lui, dacă îi dai la copil întotdeauna tot ce vrea și îi dai la un porc să mănânce ori de câte ori guiță, vei avea în final un porc îngrășat și un copil răsfățat. Aveți deștea pe acasă? S-ar putea să avem. În general, ultimii sunt un pic mai răsfățați, ai obosit. Și zici, lasă că i-am pedepsit pe aia destul, el săracul e mai mic și ceilalți văd și zice, păi pe noi ne-ai pedepsit, ne-ai mai bătut și pe ăsta micul nu? Și într-un fel au și ei dreptate, sigur. Domnul să ne dea înțelepciune în toate lucrurile. Zice Scriptura, pentru copilul celui credincios și dacă vreți în special al lucrătorului să nu fie vinovați de destrăbălare sau învinuiți de destrăbălare. La Pitești, la Ploiești, pe vremuri, când trăia fratele Cana Cristescu, o fată de-a dumnealui s-a dus la discotecă. N-a știut. Și avea un frate în sfatul de frați care, așa, mai sunt, care cam gelozea pe fratele ăsta și doar căuta să-i găsească ceva. Și când a aflat, l-a chemat în sfatul de frați, zice, frate, zice, uite, fata dumneata este o destrăbălată. Cum, frate, de ce? Zice, uite, a fost la discotecă. Nu știu, fraților, am să întreb soția și dacă este adevărat, stăm de vorbă. S-a dus acasă, a întrebat să zice, zice, da, mi-a cerut voie și am zis să nu spun și... Oh. S-a dus la frați, fraților, uite, fratele cu tare, a avut dreptate. Fata mea a fost la discotecă. Eu nu mai lucrez în adunare. Frate, că să vezi, au încercat fraților. 12 ani! N-a mai spus nimic în adunare. După 12 ani, fratele a început din nou să vorbească. Vin fetele noastre cu fustițe foarte scurte la adunare. Și le văd ceilalți tineri și zice, uite, fata fratelui cu tare. Înseamnă că e ok, vin și eu. Înțelegeți dumneavoastră? Noi suntem acolo, dacă vreți, am ridicat un steag. Prezbiterii bisericii, lucrătorii. Și ceilalți se uită la noi și la copiii noștri. De aceea e foarte important ca înțelepciunea să fie tradusă în practică. Practica cuvântului lui Dumnezeu.
Timpul zboară repede. E bine, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Este această binecuvântare despre care spune mai departe. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Mai stați cu copiii dumneavoastră de vorbă? Mai aveți părtășie cu ei? S-a constatat că un tată, deci părintele, stă de vorbă zilnic cu copilul lui 6 minute. Numai atât? Ia, gândește-te și tu, drag frate, tată, cap de familie, cât stai de vorbă cu copilul tău? Fie că e mic, fie că e mai mare. Zilnic. Noi am avut prin harul Domnului un obicei așa să stăm de vorbă zilnic, să avem părtășie zilnic, în fiecare seară câte 2 ore. Să citim din Scriptură, să ne rugăm, să ne întrebăm, să mai și râdem ce probleme au pe la școală și așa împreună. Familia care stă împreună va rămâne împreună. Familia care se roagă împreună va rămâne împreună. Și copiii care sunt mari acum, cel mai mare are 36 de ani și cel mai mic are 16 ani, își aduc aminte de momentele de familie. Când erau acasă, când stăteam la părtășie și vin cu drag acasă să mai stăm de vorbă împreună. Din 16, 13 iau parte la cină. Să ne creștem copiii în frica de Domnul. Dar nu cu acea frică impusă, ci cu o frică de Domnul arătată în înțelepciune și în harul lui Dumnezeu, așa cum ne-a iubit Domnul Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru biserică. Dragostea, se spune în Scriptură, că este legătura desăvârșirii. Dragostea trebuie să guverneze peste familia creștină, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea dintre soț și soție. Frate, te întreb așa, nu știu dacă stai la țară sau la oraș, dar oriunde stai, din când în când, mai dui și o floare soției. Cineva spune, am în curte, frate, le rup de acolo și... Tu-i, frate, rup-i din curte și dui o floare. Și dacă o să și cumperi când vii din oraș, ce o să fie? Că nu costă mult. Contează foarte mult mici cadouri. Nu scumpe, dar contează. Soțiilor le plac cadourile, nu-i așa, frate, surorilor? Și la frate le plac cadourile. E important. Fraților, mai luați-vă soția de mână și mai ieșiți cu ea pe un parc. Mai plimbați-vă împreună. Am văzut un frate mergea înainte, ea la 5 pași înapoi, cum să meargă soția împreună cu el. Ce tragedie! Ce tragedie! Am văzut 2 bătrânei la 80 ceva de ani, îmbrăcați așa, modest, dar curat, în parc, se țineau de braț. Frumos! Un credincios s-a dus la un doctor de dimineață, la ora 8:30, și a spus, m-am lovit la deget, pansați-mă repede, că la 9 trebuie să fiu la azilul de bătrâni. Dar desfăcut, ce nu e prea grav? Stați că vă dau cu ceva la pansat. Dar de ce trebuie să fiți la 9? Soția mea este acolo. De 5 ani nu mai mă cunoaște cine sunt. Are Alzheimer. Păi și atunci de ce vă grăbiți să fiți la nou acolo? Dacă tot nu mai cunoaște cine sunteți. Ea nu mai mă cunoaște cine sunt. Dar eu știu bine cine este ea. Este soția tinereții mele. Frumos. Momentele acestea fac parte din viața de familie. Să știi cum să-ți apreciezi soția. Să știi cum să-i mulțumești pentru mâncare. Mai ziceți la masă, dragă, îți mulțumesc pentru masă. Uite, ciorba asta e foarte bună. Așteaptă soția, o apreciere, că a muncit pentru ea. Da, te pui la masă, nici nu te mai rogi. Nu mai vii nici să rămâna pentru masă, ce e aia? Domnul să ne dea înțelepciune în toate lucrurile, cum să trăim, cum să ne purtăm și cum să vorbim, tot deschidem gura, să nu rănim cu vorba. Cineva spunea, niciodată să nu zici, niciodată. Niciodată nu mai duci și pe mine, niciodată nu mai scoți din casă, niciodată nu mai luați și mie. Da, Domnul să ne ajute ca în viața noastră de familie să fie în adevăr un colț de rai și
să ne putem îngădui unii pe alții, toți avem slăbiciuni, avem nevoie să fim învățați de cuvântul lui Dumnezeu și în ocazii de aceștia mai putem învăța, dacă vreți, și din experiențele noastre, pentru că suntem o familie, suntem mădulare unii altora și împreună suntem mireasa Domnului Hristos și pentru că vine repede, să ne ajute Domnul să iubim venirea Lui, trăind o viață curată și sfântă. Amin. Amin.